De cât am așteptat, am mai adăugat o brățară la colecția. Ține cola, că nu stă bine cu cola. Ia, ține puțin, te rog, ca să vină aici așa la soare. Wow! Shiny! Bling, bling! Sunt un copil și la 36 de ani sunt în continuare un copil. Să văd ce se petrece și apare cam roaming-ul activ, am văzut. Deci nu înțeleg. Te-ai gândit, nu e găsit. Te-ai gândit că poate e de la 5G-ul ăla pe care îl ai și s-ar putea să nu-ți găsesc aici rețea cu 5G? Trebuie să se adapteze automat, nu înțeleg. E prea multă tehnologie. Da, o să iasă. Verificăm. Ideea este că trebuie să rezolv ca să comand bol sau să văd de unde luăm tren, de unde trebuie să ajungem și așa mai departe. Ți-a plăcut zborul? Am dormit. Ai dormit? Mi-a plăcut tare mult, n-am mai fost până acum cu Austrian Airlines. Mi-a plăcut că a durat super puțin, cel puțin, mă rog, eu m-am uitat la un episod. Da, nu ține de companie, ține de distanță, logic. Dar nici nu am simțit cum a trecut timpul. Și mi-a plăcut că ne-a dat și apă și ciocolățică și puteai să și comanzi. Am ajuns în Viena și priorities. Ne oprim la Shisha World mai întâi să mă uit eu. Și prima mergem la Five Guys. Veniți cu mine. Cum am intrat în magazin, de acolo cum am și ieșit. Pentru că ce să vezi, nu are Shisha, nu are tabac din ăla. Am venit degeaba. Cum este posibil ca într-un magazin care se numește Shisha World să nu aibă tabac? Aveau de toate pentru narghilea, mai puțin aveau mizerii din aia cu glicerină, pietre. Aici este o risipă de cartofi prăjiți. Ne-am luat două pahare de regular și pe lângă cartofii din pahare mai și arunc în pungă. Aici era un singur pahar. Am oprit să luăm și un bubble tea.
De la cel mai apreciat bubble tea de aici din Viena, sau din ce am găsit eu. Dar nu-i pahar transparent, nu au cine știe ce arome. Dar e foarte bun. Chiar e bun. Ziua este duminică și în câteva ore ne îndreptăm spre concert la Macklemore. De-abia aștept. Cum ar fi să ne primăm noi acum pe stradă și să-l vedem? Că se plimbă și el ca noi. E duminică și toate magazinele sunt închise. Sâmbătă se închid la 6. Noi ieri am... Nu mai știu ce am făcut, dar am filmat pe aici, ne-am plimbat de nebuni. Și am fost în niște locuri și în drum spre casă ne-am oprit la un supermarket, la Bila, și era nebunie, deci zici că venea apocalipsa. Toată lumea stătea la coadă, alergau prin magazin, se împingeau prin timp. Și asta pentru că duminică magazinele sunt închise, din ce am înțeles, inclusiv supermarketurile, ceea ce mi se pare trist. Și ne-am ieșit acum pe Maria Hilfer Strasse și mergem să căutăm un restaurant să mâncăm și noi ceva. Mai stăm puțin, după care o să mergem spre concert. Concertul începe la 8 și noi probabil că o să mergem cu vreo 2 ore înainte. Teoretic sunt 18 grade, practic bate vântul și e norat. Dar ce trist mi se pare faptul că toate magazinele sunt închise, inclusiv supermarketurile. Și am ieșit mai devreme de la Ebi Sushi, care e un fel de sumo de Olanda, dar mai inferior așa. Mi se pare că nimic nu se compară cu sumo. Oh, ce pufăi de oameni într-o dată. Am mâncat, a fost bun. Bun? Nu se compară cu sumo, dar... am mâncat pentru prima dată prăjitură taro, că tot îmi iau eu bubble tea cu taro, și taro ăsta este un fel de cartof dulce ceva, dar a fost bună. Și acum am ieșit și nu știu ce să facem, e 5 fără un pic și cred că de aici până la Wiener Stadthalle o să facem destul de puțin. Concertul începe la 8. Trebuie să fim pe la 6. Da. Hai să luăm un loc pe o bancă. Un lucru care nu mi s-a părut apropo de Ebi, că uite, m-am luat cu altele, e că nu aveau meniu în engleză. Ceea ce mi se pare puțin dubios într-un oraș atât de mare unde sunt și turiști. Să ai pretenția ca tot să știe germană și să nu ai un meniu în engleză. Iar lucrul ăsta l-a scos pe Andrei din sărită. Da, îți maxim de viitoreat. Thank you.
ceva de aici. Suntem chiar în fața scenei și sunt super mega excited. Noi am prins cumva early entrance, deși nu am avut bilet. Dar cumva am prins, ne-am dus, am întrebat și a zis ok, dacă toți ați intrat, haideți. Și aici este scena. Noi am fost primii care au intrat și l-am văzut și pe McElmoss. Îl vedem două ori. Da, dar l-am văzut acolo. Nu pe scenă. Este marți, suntem în continuare în Viena, de-abia așteptăm să ajungem acasă la Kitzbühel, dar mai e puțin. O să ajungem la noapte acasă. Momentan am ieșit... Unde am ieșit? Am ieșit să mergem la magazine, că astăzi sunt magazinele deschise. Nu o să iau caramele, să iau dulciuri și intrăm și până la DM, să văd ce comorg găsesc, chestii care nu sunt la noi. Și pe urmă ce mai facem? Nu facem nimic. Mergem mâncăm. Să și mâncăm și pe urmă așteptăm. Eu trebuie să-mi fac și cucuruz, că am cumpărat porumb și am tot zis că îmi fac și îmi fac și îmi fac și mi-am făcut. Dar astăzi este ziua cea mare. Am descoperit aici în Austria multe variante faine de Red Bull care la noi încă nu au ajuns și le-am încercat pe toate pe care le-am găsit. De asta este aleea pe care am tot mers zilele astea. Asta este drumul spre metrou. Prima oprire. Cosa? Da, și asta este de baby hair. Deci e brandul ăsta Manhattan, deși dacă mă uit puțin la ambalajele astea, pare a fi echivalentul de la Rimmel London.
Tare mult îmi plăceau astea. Am fost încă la un restaurant asiatic, nu pot să zic că a fost cel mai bun, dar n-a fost nici rău. Și acum ne-am oprit la o cafenea. Și în sfârșit beau o cafea bună. Problema e că sora mea nu bea cafea și zilele astea am avut tot pe la ore din astea, după masă, cafea. Dar ce vreau să vă spun este că aici am mâncat cel mai bun strudel din viața mea. A fost extraordinar. Și cred că sunt mai multe locații. Așa se numește. Cred că orice mai bine o să las undeva și descriere. Kuphof Zuckerbäcker. Și sunt două cafenele din astea, confetării și strudelul. Doamne Dumnezeule, excelent, pur și simplu. Și cafeaua este foarte bună. Și stăm aici și suntem pe watching afară. Și mai avem un pic și pornim spre aeroport. De fapt, nu, mai trebuie să mergem acasă să ne facem bagajul, să nu ne-am făcut bagajul. Și urmă să pornim spre aeroport și acasă. Yay, mergem la Mickey Day. Ar cam trebui să ne mișcăm un pic mai cu talent. Nu, stai puțin, că uite, abia să-mi termin și eu cafeaua. Uite, așa se numește localul ăsta. Gata, am plecat de la cafenea pentru că Andrei are dreptate că trebuia să băgăm viteză. Că e și 4, noi nu ne-am făcut nici bagajele și la 4:30 ne expiră, cum îi zice, abonamentul pe care l-am făcut pe 3 zile de când am venit aici, la mijlocul la transportul în comun. Și când o ajunge acasă și mai liniștit, mă gândesc să fac așa un rezumat cu zilele astea din Viena, pentru că am filmat așa haotic. La concert a fost superb. Am stat chiar acolo în față, în fața scenei. L-am văzut pe Macklemore foarte aproape. Și în rest, nu știu, n-am făcut cine știe ce activități, tocmai pentru că duminică a fost tot închis. Luni la fel. Astăzi am mai ieșit, deși planul inițial era să mergem acolo lângă sora mea, la DM și la Spar. Și în cele din urmă am luat metrou și am venit aici la Stephansplatz. Și acum ne îndreptăm spre casă. De 4 zile mă tot gândesc la cucuruzul ăsta și azi dimineață când am plecat am zis că-mi fac. Dar rămân aici. Rămân în frigider și o să plec fără să fi mâncat porumb. Uite, asta este situația din avion, pentru că este un avion minuscul și oamenii și-au pus ghiozdanele sus și nu mai avem unde să punem noi trulurile. Super condiții. Uite, am ajuns acasă. Șeful la Kitsibushi acolo, cu Kitsibushi. Noi am intrat în bucătărie, zbucălele, au început toți, nu-mi iau. Cum să mi le dau un plic?
toate zilele astea n-am mâncat decât cânță negre. Nu uite ce happy joy ești, oameni. Nu uite de la fraieră. Tu, ciocopusul. Nu uite, vezi? Știi că e un ciocopus. Bună ziua, este miercuri și mă bucur să raportez de aici, de acasă, de pe canapea. Am ajuns azi noapte și cred că ne-am culcat pe la 2. Și azi dimineața la 7 ne-am trezit, am fost la birou, am venit mai devreme și sunt pur și simplu leșinată. Am 1000 de lucruri de făcut, trebuie să pun hainele la spălat, ar trebui să dau și cu aspiratorul, să mai strâng puțin din bucătărie, pentru că am lăsat bagajul acolo și oricum trebuie să desfac, să despachetez totul, să pun la locul lui, să pun la spălat. Dar înainte de asta, deși e, cât e? E 7, o să mă uit să trag un power nap, pentru că sunt super, super adormită și simt că se scurge așa ultima picătură de energie din mine, așa că vreau să mă duc să mă pun un pic la somn, dorm o oră jumate, după care mă trezesc și mă apuc de treabă. Și un pic mai târziu, sau ce mai probabil mâine, o să fac așa un mic rezumat și să fac și încheierea vlogului. Dar până una alta, mă bucur că înainte să ajungem acasă acum de la birou, am fost și până la Lidl, mi-am luat lalele. E atât de bine să fie magazinele deschise. Cred că v-am spus la un moment dat că în Austria se închide destul de repede. Duminică sunt închise magazinele și sâmbătă au tot așa program scurt. Și apreciez faptul că la noi sunt magazinele deschise mai mult timp și în weekend, pentru că așa în timpul săptămânii după lucru parcă nu ai chef să te duci la cumpărături. Bine, acum noi ne bucurăm că avem Lidl-ul chiar lângă noi și dacă avem nevoie de ceva imediat ajungem, dar e bine să fii acasă. Și azi dimineață, după ce m-am trezit, de-abia așteptam să apăs pe butonul ăla de cafea. De fapt, de ieri mă gândeam că trece noaptea, vine dimineața și mă duc și îmi fac o cafea bună. Sora mea nu bea cafea, așa că zilele astea cât am fost în Viena, am băut cafea tot așa pe la prânz și m-am bătut așa de la programul de a mă trezi și de a bea cafea, dar suntem acasă și am o grămadă de lucruri de făcut. Dar înainte de asta mă duc să dorm. Mi-am făcut capodopera asta azi dimineață și îmi place super mult cum a ieșit. Mă uitam ieri pe avion prin pozele vechi din telefon și mi-a apărut o poză cu mine, cred că din 2019 sau 2020, și aveam un machiaj asemănător și am zis că așa mă machiez astăzi. Și cam atât de aici, de pe canapea. Mă duc să mă întind în pat. Să dorm puțin, îi iau pe chițibuș cu mine, set sigur vine, nu știu dacă vin și restul, dar mă bucur tare mult că am ajuns acasă și că am venit la pisici, la chițibuș. Știți vorba aia, nothing hurts us like the things we didn't buy? Iată mă țara home, departe de casă, pentru a lua corpul ăsta de depozitare, să-l pun în baie și mă uit între astea două. Da, cred că iau pe ăla ce mai bine. Că ăsta nu e foarte stabil. Gata, ăsta e. Bună ziua, te ești din bucătărie, nu cred că ne-am văzut cu acest cadru în vlogul ăsta, dar de aici o să se încheie vlogul, pentru că aștept să mi se facă cărbunii, îmi fac o narghilea, pentru că în cele din urmă am ajuns și la un magazin din ăsta care vindea șișa, care vindea tabac din ăsta pentru narghilea și mi-am cumpărat 3 sortimente, mi-am pus acum 3 cărbuni la făcut și pe urmă mă duc să editez vlogul.
Dar l-am adus aici pe Baby Yoda, pentru că pe ăsta nu cred că vi l-am arătat. Am fost luni în Prater. Era super mega nebunie pentru că era ceva eveniment de 1 mai și am impresia că toată Viena era acolo. Și am văzut că aveau la mașinuțele alea, la claw machine, Baby Yoda și l-am rugat pe Andrei să îmi ia unul. Secretul la jocurile astea, la mașinăriile alea, e că trebuie să... Nici nu știu cum să explic, dar există un mecanism și cred că până la urmă, la un moment dat, tot îți dă, adică în funcție de câți bani bagi, dacă jucăria asta, de exemplu, valorează 20 de euro, cam de atâta trebuie să bagi ca să îți încerci norocul să o câștigi. Și inițial o băgat Andrei câteva fise, nu i-a ieșit. Apoi a făcut o mică pauză și o lăsat pe altcineva care la fel cred că o băga vreo 5 sau 6 fise și pe urmă o mai încercat încă o dată și din a doua încercare l-a luat pe Baby Yoda pe care l-am adus acasă. Și ăsta este micul suvenir din Austria. Eu astăzi am fost până la mall, cred că v-am arătat când eram în Zara Home și vă spuneam că nothing haunts us like the things we didn't buy, pentru că eu am văzut cum să-i zic, raftul ăla de depozitare, accesoriul ăla, l-am văzut acum câteva luni în Zara Home și m-am tot uitat la el și pe urmă am zis, lasă că nu trebuie, dar în cele din urmă m-am dus și l-am cumpărat pentru că l-am pus în baie să mai mi aranjez puțin lucrurile pe acolo și arată super bine. Și dacă tot am fost în mall, am intrat și până la Pandora, pentru că ieri am observat că a zburat o pietricică de pe inel. Inel pe care l-am cumpărat în ianuarie sau februarie și nu știu cum. Și nu știu cum i-a zburat o pietricică, dar partea bună este că dacă ai garanția, care este valabilă 2 ani de la data achiziției, îți înlocuiește bijuteria, așa că am un inel nou și mi-am cumpărat și o brățară din asta. Și cam atât, am venit acasă, am mai pus o tură de spălat la mașină, am organizat puțin prin baie și acum am terminat și eu programul de lucru și am zis să fac și încheierea vlogului pentru că imediat mă duc să îl editez. Și cam asta a fost vlogul de astăzi. Asta a fost Igu's Diary din Viena, de la concert. De la concertul Macklemore a fost super, super fain. Dacă ajungeți la Electric Castle, să știți că este și Macklemore pe lista de invitați și face un super show și sigur o să vă încărcați cu energie pozitivă. Eu mă bucur tare mult că am avut ocazia să mergem la Viena, să vedem concertul. A fost superb, efectiv. Și în deschidere a cântat un băiat, Charlie on a Friday, și pe urmă a cântat Townsend Eye, care are o voce impecabilă, o voce absolut superbă, după care o intrat și Macklemore pe scenă și o cântat timp de 90 de minute, dacă nu mă înșel, dar oricum atmosfera a fost superbă. Și uite că cu ocazia asta am făcut și micul rezumat de aici din bucătărie și acum chiar că o să închei vlogul. Vă mulțumesc tare mult pentru vizionare, vă mulțumesc dacă ați ajuns până aici, dacă v-ați uitat la vlog și sper că v-a plăcut, că v-ați relaxat, că v-ați destins uitându-vă la vlog și ne revedem în următorul Igu's Diary. Până atunci vă transmit toate gândurile bune, energie pozitivă și să aveți un sfârșit de săptămână minunat și însorit!